Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod La căsuța din pădure. La căsuța din pădure. Cornelia, și mai zis. Nu da, nu da, nu da, nu da, că se vede numele, se vede telefonul, se vede tătii. Avem aici niște pachete. Da. Au venit de mult timp. Da. Da, n-am avut timp. Am uitat să le scot. Da, știu, cu tot ne-ai zis, tot ne-ai zis, tot ne-ai zis. Cred că are, înainte de Crăciun au venit. Așa. Așa, avem aici, vă dați seama, și baterii și două power station. Baterii. Baterii? Baterii cu, și ăsta au venit și cu panou. Și panou solar? Și panou solar, și panou solar, îți dai seama. Firma-i Uchitel. Așa. Acum să vedem, că noi tot am mai avut power station, tot am avut baterii externe de astea. Să vedem, să le desfacem, să vedem și puterea are, să vedem și configurații. Și să vedem panoul solar cât e de puternic. Că văd că nu scrie nimic, nu știu mare lucru despre ele. Așa că hai să le desfacem. Să vedem și să află aici. Și să află aici, să vedem și... Stai ca să deschid aici, să deschide iau acolo. Un cuțetaș, să iau, ia ține de aici. Deschide ca să iei un cuțetaș. Ia uite. Uchitel. Chiar sunt foarte, foarte curios să vedem... deși în stare acest Uchitel, sper să ne fie de folos aici. Și așa acolo mai avem vor știți că ne urmăriți și știți că avem power station de astea de la mai multe firme. Astăzi o să testăm și o să vedem puterea Uchitel. Se cheamă BP2000E și B2000. Unul are 23 de kilograme și unul are 24 de kilograme. Nu e chiar așa de, nu sunt așa de grele din câte am văzut. Ia să vedem. Le desfaci tu? Da, să desfac, să vedem. Desfac tu. Să nu strici cutiile, că taic mi-a zis că are nevoie de cutii. Serios? Da, o să vrea să pun cloșcă cu pui. În ele. Nu, glumesc. Ia să vedem. Stai că e șmecher, bă. Oh my god, Cornelie, scoate-l cu pungă cu tăt, așa trage-l în sus. Oh my god, ce frumusețe. Unde-l pui? Acolo în față? Oh my god, ce frumusețe. Un design foarte, foarte șmecher. Ăsta e BP2000E. Se cheamă BP2000E. Ia, să vedem. Wow. Mamă, designul îmi place foarte mult. Are, ia să vedem aici ce are. Display și are. N-are și display. Aici are cablurile. Așa. Așa, are o chestie ca să poți să pui aici, știi? Cartea tehnică. Da. Cablurile de legături alimentare și de pentru panourile solare astea. Da. Două, o să le pun, să le lăs tot aici, așa, deocamdată. Așa. Și să vedem aici, power station electric portabil BP2000. Hai să vedem în partea asta din față. Mamă, are un display foarte, foarte șmecher. Văd că are display fain aici. Îl aprindem. 2200 de watts. N-are hari. Și are în felul următor, are în partea asta trebuie să aibă, dar cred că trebuie legat în serie. Ia uite-l. Să deschis. Are 99, 31%, 99 de ori merge în stand-by, așa. Are o priză de 12W, 10A, de aia de brichetă. Dacă vrei să duc în călătorie, îl pune la încărcat și are și panourile la el. Da, mai are o priză, cred că nu știu, asta e de 24W și 10A, 12W, 2 sloturi de astea de 12V cu 3A. 5V aici. Astea sunt pentru încărcarea telefonului. QQQQ30. Uite, asta e de 100W pentru încărcare super rapidă. Da. Cred că aici activez, dacă apăs pe ăsta, cred că activez, am activat USB-ul. Așa. Și aici cred că avem, după cum suntem obișnuiți, 4 priză. Uite, ai buton aici ca să îl... Da, ia ce? Să-l pornești, da. Aha. Deci în momentul când l-ai pornit, îl bagi în 18 ori.
Wow, foarte fain, foarte frumos designul, foarte plăcut. Aici și are. Ah, uite, mai are o priză și în partea asta, ui. Mai are o priză și în partea asta de 16 amperi. Da, în partea asta aici. Uite ea. O priză pur sine wave de 16 amperi. Ia să vedem, în spate mai are ceva, nu mai are nimica. 2200 de watts, modelul BP2000E. 2048 watts oră cu 51,2 volți. Acest charger are de 1800 de watts, exact ceea ce spuneam. Acest output 2200 watts. Ia, hai să vedem în partea asta la altă. Wow. Se leagă în serie, bă. Da, băi, se leagă în serie. Păi da, exact, vine unul peste altul, fii atent. Ăsta e bateria detașabilă, cum ar veni. Da. Ia uite ce frumos, cu codul QR. Dacă avem ceva întrebări, putem să contactăm serviciul. Scanăm codul ăsta QR din partea asta sau intrăm pe site-ul www.ouchitel, cred că așa se citește, .com, sau la e-mailul power.uchitel.cc. Ia să vedem. Asta e bateria. Dă-te să-i dau asta jos. Care vine sub el. E de 2048 watts oră. Oh my god. Oh my god. Și vine conectată. Exact că noi suntem deja... Așa vine, bă. Da, ăla jos și ăsta sus. Așa. Așa, în momentul când băgăm, ia, disfă ăsta de aici, în momentul când băgăm și conectăm ăsta la ăsta, s-ar putea să se mărească orele acolo. Ia să vedem acum. Vine conectat în partea, în partea asta trebuie să vină. Da, exact în partea asta. Are primul slot acolo sus. Ia de ca să mă dau mai în partea asta. Baterii expansiunea invers. Ba nu așa, așa. Expansiunea bateriei. Și în partea asta port 1, port 2. Bine, înseamnă că mai pot să mai conectez încă una. Pot să mai conectez pe ăla. Pot să mai conectez o baterie. Da. Ia să vedem. Da, pot să mai conectez una, bă. X1 are. Da, păi poți să te duci sus, cred că poți să mai conectez încă 4, 5. Așa. Acum. A, dar are și ăsta display, frate. Da, da. Wow, da. Și șmecherii. Ăla cât are? Are 24% are. Ăsta are 24% și ăsta are, mi-arată doar 31. Uite, 16 ori, 99 de ori, nu știu de ce arată așa, probabil din cauza că am conectat-o aici. Și ăsta la fel. Are, cred că se poate folosi și independent, dacă nu mă înșel. Da. După cum se vede, la fel are aici două porturi de, da, 12 V cu 10 amperi. Și unul de 48 V, ăsta e puternic. Ăsta e pentru panoul solar, cred că, cu siguranță. De 15 amperi. Super fain, super tare. E fain, e fain rău. Și știi că am mai discutat chestiile astea. Băi, dacă vrei să te duci într-un, nu știu, într-un unchet undeva și nu ai telefon, asta, telefon, nu ai curent, nu ai lumină, nu ai... Da, păi foarte bun pentru ăștia care călătoresc foarte, păi, mult, da, care au rulotii. Pentru persoanele care încarcă la rulotă și pe urmă îl conectează la rulotă și are curent toată rulota. Pentru persoanele care fac internul sau externul pe camion, iar e foarte bun unul de ăsta, pentru că, da, în camion cu siguranță găsești să faci și să... la o stână. Da, nu mai zic. Și nu are acces la curent și asta. Și o lea frumos și îl pune și are acolo și a depus un radio, două, trei, pentru strictul necesar. Și având în vedere că ai telefon, având în vedere că avem, hai să desfacem și panourile. Deci ăsta dacă îl încarci odată, să zic acasă, da? La curent. Pe urmă, când te duci undeva la stără, pe urmă ți-ai conectat panourile și pe urmă tu ai curent de la soare, gata. Hai să desfacem și panourile. Deci ăsta, al doilea, se cheamă, cred că BP 2000. BP2000, da, Uchitel Black,
eticulare negru, cred că există și culoare, altă culoare, probabil există alb sau gri, nu știu sigur. Uite, amândouă arată acum care 99 de ori, 99 de ori. E foarte fain că au amândouă display, știi? Și partea de sus și partea de jos, ca să știi exact că câtă energie mai ai rămasă într-unul și în altul. Așa. Ia să vedem acum aici. Astea cabluri trebuie strânse, pus. Astea să, da, astea sunt pentru panouri, vin conectate, cred că nu, asta e pentru brichetă. Și ăsta e al altul care e, cred că vine la panoul ăsta de aici, în partea asta. Dar hai să vedem cum arată panourile. Și de cât și de ce capacitate îi. Că din câte văd eu, e destul de mărișor. S-ar putea să iei de 400. Vezi? Da. Trebuie să mă uit cu picutii. La noi încă iarna e întoi, zapada e... Există. E pistităt. Ia. Hai, dacă țin și eu. Hai, trage și tu. Hai, op. Aha. Uhup. Ia, pune-l așa jos. Băi, destul de mare. Da, bă, 400 de vață. Ți-am zis. Mamă, e puternic. Da. 400 de vață, panoul e foarte, foarte șmecher. Eu, după părerea mea, Corneliu, am zis și să-l punem pe... Să-l punem pe cabană. Pe cabană deasupra. Păi da, trebuie pus. Îl montăm pe cabană ca să... Să avem energie non-stop. Ia. Tarararam. Hai. Ia. Mamă, dar e greu, bă. E destul de greu. Hai, poți? Hai. Taie cutia. Taie cutia că-i... Cu pânza de bonfire. Așa. Chiar sunt foarte curios să vedem cum... Parcă-i plasmă. Zici că e o plasmă, a? Wow. Wow, wow, wow. Foarte bine ambalat. Și cu de-astea frumoasă de... Uite așa. Așa. Wow. Ce și interesant e asta. Da, e că pentru protecții. E fain rău cu aerul. Mamă, ce șmecher e, bă. E tot la fel pliabil. Da. Ia, hai să-l întindem. Stai așa. Te că nu pot. Să țini. Așa. Wow. Ha, credeam că e mare rău, dar e destul. Da. Ia hai să-l punem la soare o leacă unde-i, ca să vedem dacă încarcă și cât încarcă. Bă, acum nu-i soare cât trebuie. Bine, nu-i soare cât trebuie. Uite aici să-l punem, că văd că bate soarele de acolo. Hai să-l punem așa. Așa. Dă-l mai încolo, leacă. Să facem de aici. Picioarele, da. Și cablu. A, și ăsta e pentru... Da, nu are picioare, nu știu dacă are picioare. Ba da, are. Așa se dă. Se dă în partea asta, așa. Și ăsta, cred că... Așa. Și dă-l așa că stă singur. Așa. Uite-l ce frumos stă. Uite-l ce frumos stă. Uite-l ce frumos stă. Ia, ține ca să conectez... Deci vine așa. Cu cablul ăsta. Așa. Păi știi în regulă, cred că. Da, cum? Eram înainte, nu știam, dacă le știu, pe de rost le știu. Așa. Cu cablul ăsta vine conectat unul, aici. Așa. Doi. Și al doilea în partea asta. Gata. Și al altul îl bagi. Și ăsta îl băgăm. La? Aici, jos. Uite aici.
cred. Dacă nu mă înșel. Nu aici. Nu, lateral trebuie să fii. În lateral trebuie să fii, bă. În lateral? Da. Aici, aici e priză. Nu, partea aia e. Aici. 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 Aici, bine. Gata. Hai să vedem ce zici. Să vedem dacă încarcă. Ia. Băi, soare nu-i. Băi, soare nu-i, dar trebuie să arate că încarcă. Cred că deja ne arată aici ceva. E pornit și ăsta e pornit. Nu l-ai pornit tu pe ăsta. Nu, nu l-am pornit. Dar s-a aprins el. S-a aprins singur. Ah, l-am stâns. Așa. Da, ăsta l-o... Da, e capsat. Că capsat bine? Că, când l-ai stâns de jos, s-a stâns ecranul și sus. Aha. Ia să vedem aici. Nu cred că pot să ies aici. Ce vrei să faci? Să desfac asta. Pentru? Să vedem și aici. Că mai are o chestie acolo. Da, aici e conectat tot, nu? De ca să nu vină zapada pe el. Aici nu cred că e absolut nimic ca și să... Ia să vedem. Da, ăsta e doar așa. Foarte frumos și suporți ăștia care să ți-l pună exact la inclinația care trebuie. Wow! E șmecher. Șmecher rău. Am conectat și căsuța prin cablul ăsta. Căsuța și s-a dus la 67 de wați pentru că avem stai să vină la căsoarele să becurile. Nu e soare din rău, vezi că e și umbră, că soarele e după păduri. Dar presupun că cred că aici arată că se încarcă. Cred că în partea asta arată panoul solar, dacă nu mă înșel. Ăsta e cu 30%, îmi zice că ține doar 4 ore acum cu consumul care îl are. Da. Și ăsta e 24% și mi arată că ține aproape 100 de ore. Da. Faza e că avem conectat și internetul. Și internetul consumă mult. Da. Păi cutiile astea ce faci cu ele? Astea nu-mi trebuie. Ai zis că-ți trebuie. Nu astea, altele. Astea nu, astea poți să le arunci. Ia să vedem. Din carca se încarcă. Se încarcă. Încarcă, nu? Da, încarcă. Uite, mi-arată aici că se încarcă. Am pus telefonul la încărcat. Se încarcă, tot ok, tot în regulă. Panoul de 400 de watts. Uchitel! Pentru cei care sunteți interesați, fraților, intrați pe site-ul Uchitel. O să las un link în descriere și un link în primul comentariu. Așa. Și abia aștept să-l testăm, adică deja l-am testat. Da, dar noi de acum intră în funcțiune maxim. Intră în funcțiune, să vedem cât rezistă. În total cred că ar fi undeva la, dacă ăsta are 2000 și ăsta 4000 W oră, cred că. Portabil Power Station de la Uchitel. Eu zic că se merită să aveți așa un dispozitiv, așa o baterie portabilă pentru cei care, cum spuneam, călătoriți, pentru cei care aveți nevoie de o sursă de electricitate în pustietate, cum suntem noi, că noi suntem aici în pustietate aproape. E foarte ușor. În total cred că are vreo 40 de kilograme. Le-ai luat panoul, le-ai montat, le-ai pus, bate soarele, încarci și îți faci treaba cu el. Cam asta e. Hai să vedem. Să mergem la treabă. Tragem o focul până la fel, știi că avem de adus ceva. Ce avem de adus? Să luăm niște var și să ne apucăm pe care să facem ordine. Deci, fraților, încă o dată lăs link în primul comentariu și în descrierii. Pentru cei interesați, intrați acolo și uitați-vă la produse, că cu siguranță sunt și produse
mai ieftini pentru buzunarul tuturor, produse și mai scumpi. Depinde de capacitate, depinde de voltaj, depinde de... La ce-l folosești. Și depinde la ce-l folosești. Că sunt și de alea micuțe-micuțe care poți să le iei și într-o mașină de asta, poți să le iei și într-un matiz. Da. Le-ai pus acolo așa, ai cu încărcare, poți să-l încarci în timp și în timp ce mergi la brichetă și la panou. Și când te-ai oprit, ai curent asigurat. Da, și ni merge în... Da, păi îți trebuie pentru una, pentru alta. Mă gândeam azi că și ni merge cu Tico. Și ni merge cu matizul în vacanță. Dacă mergi, mergi cu o dubă, mergi cu un camion, mergi cu... Hai! V-am pupat! Ciao, ciao! Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate orice o să reușim. Și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim.